În continuare îți voi arăta cum se prepară tiramisu. 3 gălbenușuri le mixez cu 3 linguri de zahăr pudră. Adaugi 250 de grame mascarpone. Pui o linguriță extract de vanilie și 2 linguri lichior de cafea. Bate albușurile cu un praf de sare. Amestecă albușurile peste crema de mascarpone. Pune în tavă primul strat de cremă, înmoaie pișcoturile în cafea și așează-le deasupra. Pune tiramisul în frigider pentru cel puțin 3 ore. La final se pudrează cu cacao. Pentru mai multe rețete, intrați pe bucătăraș.ro, site-ul culinar numărul 1 din România.